s-a ridicat, vezi? Da, da. Așa. Se consideră o construcție cu schița înlăturată, formată dintr-un cub. Facem un cub, ABCD. Deci, în ipoteză, la problema asta, avem un cub. A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim, cub. Cu AB egal cu 4 metri. AB egal cu 4 metri. Din care lipsește piramida P, A prim, B prim, C prim. Deci, mai adaug aici că am o... P e pe O prim, ca să știți. P? E pe O prim. Aparține lui O prim. Așa, aparține lui O prim. Da. Deci... E undeva la mijloc, pare. Așa, și vorba de piramida P... A prim, B prim, C prim. P, A prim, B prim, C prim. C prim? Da, atât. Atât. Mai asta. Deci, înțeleg că este o piramidă triunghiulară. Nu, o piramidă. Cu vârful în P. Și în jos, așa, în cub. Bun. Unde se află un bazin de colectare a apei? Adică, în piramida asta e o scobitură, trebuie să o înțelegem. Da. În cub, o scobitură, da? Și asta e ca un bazin. Sau da. Așa, sau... Colectarea apei. Și o piramidă V, A prim, C prim, D prim. Și o piramidă V, A prim, C prim. A prim, C prim, D prim. Care reprezintă podul clădirii unde se află sistemul de încălzire. Aia e în sus. Aha. Cu celălalt unghi. E de simplu, domnul profesor, imaginați. Aia e în sus, cu celălalt. Da, da, da. Da. Dacă V-O prim egal cu V-O prim egal cu O prim F și egal cu 2 metri V-O prim P și egal cu 2 metri să se determine, amic volumul întregii clădiri volumul VABCD dacă vreți clădirii clădirii B mic. Așa. Bazinul de colectare trebuie vopsit. Trebuie vopsit. Se vopsește. Să se determine area suprafeței de vopsire. Care este area superală a bazinului? Asta ne întreabă. Și ce? După o ploaie torențială, în bazin, car, 4.000 de litri de apă. 4.000. Foarte mult pe capul să spun, de-aia am accentul ăla. 4.000 de litri de apă. Litri de apă. În car. Bazinul are capacitatea de a stoca această apă sau apa va curge din bazin? În car. În car, corect. Da, în car. Îți vă mai citesc o dată sau îți vă dau figura? Facem figura să vedem așa, cum ne gândim noi. Faceți un cub. Sper că ne descurcăm. Așadar, facem un cub. Am înțeles așa, da? Un cub. Unde e... Faceți-l un pic pătratul mai mare. Trebuie să știți ce, ca să... Ca să apară. Da, să apară bine pe... Faceți un pătratul mai mare. A, B, C, D, A, B, C, D, Diana. Da. Așa. Și după ce am pus-o oprim, dacă am pus-o. Oprim. Da. Zice, avem de-a face cu o piramidă cu vârful jos pe A prim, pe prim, ce prim, A prim, pe prim, ce prim. Da. Pe aici, acolo, da. Pe aici, da. Faceți toate culoare dacă vreți, domnule. De acord. Și să duceți un stat pe A prim, pe ce prim și pe B prim. Pe A prim. Vedeți cu ea. Nu. A prim, A prim. Și B prim și ce prim. Pe A prim. Asta vrea să și vreți să vă iasă. Luați o clipă mai în altă parte. Știți ca să vă iasă. Ia, uitați. Să rapid pe mai jos. Da, mai jos, mai jos. Nu mai jos, mai sus un pic. Exact. Ca să vă iasă. Nu, pe mai jos un pic. Ca să iasă ca aici. Dacă vreți așa. Da, ca aici, așa vrem, da. Da? Da. Deci aici știți pe O și pe ce prim. Da. Așa scurs. Așa. Punctat. Așa. Perfect. Așa e și figurile. Pe prim. Pe prim, da. Și pe prim. Așa. Aici, hai să propunerea asta. Așa e și la ei, să știți. Hai să nu ți-i puteți să facem noi așa. Uitați cum facem. O facem pe asta un pic curbat. Da, corect. Și pe asta un pic mai mult curbat. Curbat așa e și. Și creăm imaginea. De cum? Un pic următor. Așa, dacă astea sunt mai frumos, îți facă piramida. Da. Și avem cu ce primă, urmăriți clar, cu linii clare. Așa, domnul. Și apoi îți mai duce și în sus, un B. Acum, imediat, dacă așteaptă, că le-am făcut piramida care lipsește. Deci, scobitura. Și acum, pe... Acum, V, A prim, ce prim, V, O prim, o să vedem. Vei tot pe O prim, domnul. Atunci o prim. Da. Și șteți evaluarea aia ca să vă iasă o figură frumoasă. Așa. Și șteți-o cât mai sus. Da. Așa. Și uniți V cu A prim, nepunctat. Cu A prim. Nepunctat. Cu altă culoare. Nepunctat. Nepunctat. Da. V cu A prim și V cu C prim nepunctat. V cu C prim nepunctat și V cu D prim punctat. Și V cu D prim pe spate. Da, corect. Și ați făcut și V-ul unit cu V-ul prim. Da. Și gata. Voi ieși figura perfectă. Și mai citesc o dată? Da. Ca să înțelegem care-i baținul, care-i casa? Exact. Da. Deci se consideră o construcție cu schița alăturată, formată dintr-un cub cu AB egal cu 4 metri, din care există piramida pe A prim, B prim, C prim. Acum am uitat fatal. Da. Deci vedeți cubul ăla și înțește piramida aia roșie. Da. Așa. Din care există piramida. Unde se află un bațin de colectare a apei. Așa. Deci acolo e bazinul de colectare a apei, în interiorul... Scobitura aceea. Nu mai scobitura e bazinul? Eu așa înțeleg, mai scobitura e bazinul. Da. Iar mai spune cu arată. Deci se consideră o construcție cu schița alăturată formată dintr-un cub din care lipsește piramida. Perfect. Unde se află un bazin format dintr-un cub din care lipsește piramida, unde se află un bazin de colectare a apei. Așa. Și o piramidă V, A prim, C prim, D prim, care reprezintă podul clădirii, unde se află sistemul de încălzire. Adică sus e sistemul de încălzire. Perfect. Dacă V-o prim egal cu 8 metri egal cu 2 metri, să se determine volumul întregii clădiri. Păi, cât e? Piramida și cubul. Aflăm volumul cubului, are bază. Sigur. Deci pe piramida în totalitate, volumul... E piramida. Hai, să facem repede. E piramida galbenă. Da, plus... Valoare și la ce trici. Dacă e așa oare? Nu știu. A, minus area bazei a piramidei. Deci aflăm marea totală a cubului. Deci volum, ce înțelegi tu pe volum? A, volum, aflăm, asta zic. Hai, tu ai înțeles prin volum mă rog, piramide galbene. Da, cubă și piramida galbenă. Și cubul și piramida galbenă. Da. Tu, Maria, ce înțelegi prin ormul clădirii? Păi, formul cubului de absurd. Deci, ormul cubului. Tu? Volumul cubului, volumul V la prim, C prim, D prim, minus la prim, P, C prim. Minus volumul piramidei care e scobitură. Deci volumul compus din volumul piramidei de sus e corect, volumul cubului din care scădem volumul scobitura. Scădem scobitura. Dar asta. Dar piramida, întreb și eu, dar piramida aia voi și oare nu e egală cu piramida aia galbenă? O să vedem asta, dar ca idee. Și atunci rămâne poziția volumul cubului? Pe total volumul cubului, nu? Da. Deci dacă, eu n-am mai fost atent la așa. Iar volumul cubului, știți? Dacă se întâmplă ca volumul piramidei galben este egal cu volumul piramidei. Și vedeți că aveți V-o prim egal cu O prim P. V-o prim egal cu O prim P. Egal cu O prim P. P. Tu ce zici, Adi, este adevărat? Corect. Și eu zic la fel. Da? Și Maria au avut dreptate. E doar volumul cubului. În condițiile astea, piramida care se scoate e, de fapt, deci asta, exact care lipsește din cub, este volumul podului. Și trebuie să observăm asta, ca și observații foarte mult. Te ajută enorm de mult. În loc să spunem că e volumul cubului, la care adaug volumul piramidei acestea, de care scap volumul acelalaltă, te trezești când se reduce. Să demonstrăm. Sigur. Și vizibil, dar și demonstrăm imediat. Haideți, demonstrați. Cum demonstrăm? Păi avem că V-o prim este egal cu O prim pe profesor. Și triunghiul de prima prin C prim cu triunghiul de prima prin C prim, cum sunt? Că e pătrată. Aia e de prima la pătrată. Deci C prim cu A prim egal la C prim. Păi ce mai trebuie să mă? În punctul meu de vedere. Deci piramida asta e cu baza galbenă, cu baza A prim, D prim, C prim. Și înălțimea este B O prim. Nu trebuie sfârșitul, că e logic. Deci V-o prim asta e perpendicular pe paralobazei. Deci înălțimea piramidei este V-o prim. Așa este, oare am dreptate? Da! Iar pentru piramida care este drept scobitură, am A prim, B prim, C prim, triunghiul de bază pe care stă el, nu? Și V-o prim este înălțimea. Două piramide care au aceeași bază, adică bazele sunt triunghiurile congruente și înălțimea egală și înălțimile egale, nu? Și aceeași înălțime cu alte cuvinte, sunt acele două piramide, nu? Cum sunt? Sunt identice. Identice. Practic, piramida care o scot din cub e piramida care o scot. Și ca spirit de observație, sau dacă îl observi, atunci la volumul clădirii îi scrie egal cu volumul cubului. Și ai mers foarte repede. Da, da. Perfect asta. Deci, la demonstrare, pentru punctul A, spunem așa. Triunghiul D' A prin C prim, D' A prin C prim, este congruent cu triunghiul A prin B prin C prim, cu triunghiul A prin B prin C prim. V O prim egal cu O prim. V O prim egal cu O prim. P. Și egal cu B. Și egal cu B. Dar e important să spunem că V P e perpendicular pe planul A prim, B prim, C prim, D prim. Dacă se lăsăm de aici, că e înălțime, da? Deci V P, V, P, e perpendicular pe planul A prim, B prim, C prim, D prim. De aici, din aceste două precizări făcute, spunem că volumul piramidei volumul piramidei V A' D' C' egal cu volumul lui P B', C'. Și egal cu volumul... O să volumele sunt egale. Atunci... Noi înțelegem că ce am scos din bazin, din cub, am ridicat podul. Atunci, volumul clădirii, volumul clădirii egal cu volumul lui A, B, C, D, A', B', C', D' minus volumul lui B, A', volumul B, A', B', B', C', A', D', C', plus volumul lui V, A', D', C'. Și cum am arătat că acestea sunt egale, se reduc și atunci este egal cu volumul numai a cubului relatat, să se vadă de ce. E volum cub, egal cu volum cub. Egal cu volum cub și egal cu... Ia spune. Câte e? E la 3, știu? AP, 4 la 4 la 3 și este egal cu 64. Ce? Metri? Metri cub, la maximul de volum. Metri cub, 64 metri cub. Am lucrat corect. B. Bazinul de colectare trebuie vopsit. Doar bazinul de colectare trebuie vopsit. Să se determine area suprafeței de vopsire. Bazinul de colectare este numai piramida care o... Are laterală. Are laterală? Păi da, așa, are laterală, doar că vopsim scopitura. Adică și are laterală va fi al lui A', B', C', D', nu? Ori ale A', C', D', ori ale laterală. Astea sunt piramide patru latere regulate. Păi de care sunt piramide? Patru latere, dar e triunghi, baza? Unde să fie triunghi? Baza. Ce-i baza? Triunghi. Triunghi. Lasă-mă în pace, că ea nu s-a trezit. Ale două și triunghiare. Ei, ce problemă? Păi nici am spus, mă, că ce-ai scos, că ai fost înapoi. Ok. Așa. Ca să ne clarificăm, este sigur baza, doar A', D', C' în triunghi, precum și partea acela, că n-am vorbit acolo. E tetraedrul, nu? Nu-i tetraedrul, pentru că asta și cu asta sunt egale, dar asta este diagonală. Da. E piramidă? Triunghiulară? Regulată. Nu e regulată. Regulată când baza este un triunghi lateral. Și aici am luat pe lău. Deci este o piramidă triunghiulară și atât. O piramidă triunghiulară. Și noi facem observație. Baza este un triunghi dreptunghic. Corect. Isoscelă. Da. Un triunghi dreptunghic isoscelă. D', C' este că D' ca latere ale cubului. Ale pătratului în final. Și 4, da. 4 și am aflat-o... 4 radical din 2 e A', C', 4 radical din 2. Păi vezi că n-ai fost atent. Păi, dacă tu te-ai jucat în timpul ăsta. Tu nu observi B', A', B', C'. Da. Deci, area triunghiului de bază e A', D', C' și este un triunghi de care isoscel și cu cine este care are un triunghi dreptunghic? Dar trebuie să aflăm area laterală, nu? Așa. Pentru area laterală ce trebuie? Cum facem? Nu de trei ori nu-ți comprezi, nu? Area triunghiului V', D' plus area lui V', D' plus area lui V', C'. Și le aflăm. Și le aflăm. Cum le aflăm? Ori teorema lui Heron, că aia iese, că le știm. Pe vea prin noștri. Dar aflăm repede. Dar o zi vă oprim. Dintr-un vă oprim a prim, aflăm repede pe vă a prim. Așa, deci le aflăm pe toate. Cine? Vă a prim cu vă ce prim și lași cu vă de prim sunt de. Da, da, sunt de, da. Sigur? Da. Din ce motiv? Că vă oprim de prim, că vrem vă oprim a prim, că vrem că vă oprim ce prim. Sigur. Și vă oprim pe plan, important. Vă oprim pe plan și atunci din piciorul pe perpendiculare, acestea sunt nu, jumătăți din diagonale, adică O prim C prim cu O prim D prim și O prim A prim sunt egale. Da. Și asta te face să spui că V C prim cu V D prim și cu V A prim sunt și ele egale. V C prim cu V D prim cu V A prim. Adică toate triunghiurile sunt triunghiuri isoscele sau echilaterale. Adică V... Adică V aprim ce prim e la fel cu V aprim de prim? Asta V aprim ce prim nu, nu. Deci ați materie... Care dintre triunghiuri sunt? V aprim de prim cu V de prim ce prim. Așa? Da. Deci acele vor fi egale. Și o să aflăm arile. Da. Să fie. Începem. Da. Area laterală a lui... A bazinului. A bazinului. Area bazin. Egal cu area laterală a piramidei V. A prim ce prim de prim. A prim ce prim de prim. Că am spus explicate. Și egal mai departe cu area de două ori area triunghiului. De două ori area triunghiului. V aprim de prim. V aprim de V aprim de prim. Da. Și V aprim ce prim. Plus area lui V aprim ce prim. Cum este triunghiul? Da. Corect. Area triunghiului V aprim ce prim. Și egal mai departe. Ne oprim la triunghiul area triunghiului V aprim de prim. Aprim de prim. Egal cu V aprim de prim, ca vă ce triunghi, baza aprim de prim. Aprim de prim. Ori înălțimea, dar unde o fi înălțimea? Nu s-o află. A prim de prim ori înălțime. Înălțimea e pe mijloc. Dar de ce e pe mijloc? Pentru că O prim nu e perpendiculară pe A prim de prim. Mai avem și că V O prim pe plan. Deci rezultă că V nu e perpendiculară pe A prim de prim. Plus că e isoscelă. Deci plus că este isoscelă. Da, înălțimea pică la mijloc. Sau prin reciproca. Dar directa. V O prim perpendiculară pe plan. Prin oprim duc perpendiculara pe dreapta prim de prim, într-un punct și care pică neapărat la mijloc din motive foarte precise. Și atunci și asta, V, M, e perpendiculară pe A prim de prim. Hai să spunem asta. Scriem că... Dacă scriem cum la podema? E suficient? Vă nu ia cotemă. Nu ia cotemă, că n-are o latură, da. Vă oprim, care înălțime, nu este egal cu vă oprim. Da, 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 da. Deci, motivul ăsta puteți. Apotemă când toate sunt egale. Bun, mergem mai... Dar nu știu ce știu aici, domnul profesor, că acolo vă trebuia. Acolo. Așa, și zicem că adică te rog să spui tu teorema asta. Teorema este deci V o perpendiculară pe O prim. V o prim. Perpendiculară pe perpendicular pe A prim de prim ce prim de prim. A prim de prim ce prim de prim. titular pe A prim de prim inclusă în A prim de prim, inclusă în planul A prim de prim, C prim de prim, știi că așa era. Dacă e pe noi pe pat și am o dreaptă inclusă în plan. Și oprim M. Așa, oprim M. Perpendiculară pe A prim de prim, rezultă din teorema celor trei perpendiculare că și V M perpendicular pe A prim de prim. Și asta este înălțimea care ne trebuie și noi. Asta este înălțimea. Și atunci alea triunghiului. A prim de prim. Egal cu? Egal cu baza, adică A prim de prim. De prim, ori baș care e brumă, A prim de prim, cât e? 4 ori înălțimea Vumă trebuie să o aflăm. Vumă? Da. Păi mergem în triunghiul V oprim A prim. V oprim A prim. În care știm. În altă viață am fost picată lui profesor, dar nu m-aș crezut. Deci, în triunghiul acesta V oprim. Avem V oprim de 2. V oprim egal cu 2. O primă de 2. Da. Deci rezultă teorema lui Pitagora. Deci rezultă că... Teorema lui Pitagora. Așa. Cât va fi V-ul? Are două legale. Așa. Vine 4 și cu 4, cum zici, așa. 2 radical din 2 și am aflat-o pe V-ul, care îmi trebuie aici. Ori 2 radical din 2. Supra 2. Și egal cu 4 radical din 2. Bun. Mai aveți acum. Area triunghiului V sunt metri pătrați. Da, deci are... Sau metri pătrați, cum spune. Bun. Area triunghiului V aprim ce prim? Ce-i vorbim? Maria. V aprim ce prim? Cu ce este? Cu V aprim, nu știu dacă e ce prim. V aprim ce prim, Maria. V aprim ce prim. Da. Baza. A prim ce prim. Ori înălțimea de... V oprim. Da. Supra 2. Și egal cu A prim ce prim. A prim ce prim egal cu 2. Da. Radical din 2. Ori 2 supra 2. 4 radical din 2 este metri pătrați. Iată, domnule, de aceea așa are. Da. Cu ce plate de sus? De ce n-am pus de 3 ori? Păi... Noi am aflat area cărui triunghi? A triunghiului de acesta, da? 2 din alea, am discutat la fel, și ăsta e diferit. Și nici n-a dat aceeași are. Avem pe V oprim cât este. Da, și cum se ne dea aceeași are. Uite că ne-a dat aceeași. Stai să vedem, Mihela. Ce-a pierdut asta? Are 2. E 2. Da. A câștigat asta la A prim ce prim, care este cât aici? 4 radical din 2. 4 radical din 2, nu? Da. Și am zis așa? Da. Iar aici V M câte v-a dat? V M ne-a dat, stați să ne uităm, V M ne-a dat 2 radical din 2. 2 radical din 2 și asta A prim de prim? 4. Adică 4 este egal și cu 2 ori 2 și cu 2 plus 2. Din cauza asta. Deci, practic, doar nu e legal. S-a întâmplat să fie legal, nu am câștigat și ce am fost redus. Atâta supunem din 3 ori 4 radical din 2. Dar nu se justifică în alte dimensiuni. Da. Da? Deci, va fi egal de 2 ori area m-am spus mai bine. De 3 ori e final. 3 ori 4. Radical de 2 face 12. Radical de 2. Metri pătrați este ce? Este are laterală a suprafeței. Și acum să vedem dacă 400 de litri în cap în au văzut în o ploaie dorețeană în bazin car 4.000 de litri de apă. Aflăm pe lumul bazinului și eu dacă cap cât era un metru? Un decimetru cub. Frate, ce ținut? Bravo, aduțu! Scrii și tu mai mult, că îl reții și tu. Deci un decimetru. Ce înseamnă un decimetru? Ca să înțelegi așa. 10 centimetri. Așa, așa și așa. Chipuiți 10 cm, e o sticlă de apă, un litru, e mai înalt de litru, da? Dar ai perdere pe partea cealaltă, la cel respectiv. Deci asta ca să ții minte. 10, 10, 10. E un cub de 10 cm. Un decimetru. Deci un decimetru cub este egal cu un litru. Și acum ce faceți? Și acum ar trebui să facem volumul... Piramidei roșii, bazinului. Ia să vedem. Volumul piramidei. La care bazinul îi scrieți. P, aflim, B, C, P. Bazin. Egal cu volumul P, aflim, B, prim, C, prim. Și egal cu... Și egal cu area bazei 1, la ceva la 3. Și area bazei 3. Deci area triunghiului. Aprim de prim ce prim. Aprim de prim ce prim. Ori înălțimea care e prim oprim. O cunoaștem pe 2. Supra pe 2. Supra 3. Supra 8 pe 3, da. Și egal cu? Și egal cu? Cateta 1, cateta 2 pe 2. Aprim de prim ce prim. Cateta 1. Asta e 4, da? Da, 4, 16. 16. Pe 2. Pe 2. Ai 8. 8. Mai da. 8 ori 2. Pe 2. Pe 2. Ori 2 pe 2. Și egal cu 8 metri cub. Pe 3. Metri, mai suntem în metri. Stai puțin, pe 3, nu pe 2. Pe 3, domnul profesor. Pe 3 și atunci 16 pe 3. Bravo. Și facem 16. Supra 3 metri cubi. 16 pe 3 metri cubi se transformă în decimetri cubi. Corect. Păi facem scara. Avem metri, centimetri, decimetri. Deci facem centimetri. Avem metri, decimetri, centimetri. Deci 100. Deci un metru egal cu... Un decimetri. Stai un pic. Un metru egal cu 10 decimetri. Deci aici... Deci, să vedem ce spune. Deci, așa, deci un metru pătrat o să fie cub. Un metru cub o să fie 10.000 de decimetri. De ce 10.000? Cu 3 zerouri. 1 cu 3 zerouri. E așa cum și scris, da? Se ai 1.000, da? Deci înmulțesc aici cu 1.000. Facem 6 cu 3 zerouri pe 3. Și e că facem împărțirea. Neapărat, ca să vedem. 16.000. Facem 5. Ori 3, 15. 16 împărțit la 3, 8. Și face câte 10. 5.333 cu 3 interioare. 5.333. Deci în cap. Deci în cap. Și încă mai mare. Care e mai mare decât 4.000 de litri. Bazinarea va fi depozitat apă sau apa va fuge din bazin? Ei scriu, apa va fi depozitată. Da. Apa încape. Apa încape sau altfel spus, nu curge din bazin. Deci apa nu curge din bazin și am terminat problema. Ce a fost aici de urmărit? Foarte mult. Foarte mult. Da? Deci să înțelegem problema. Nu suntem în situația asta. Înțelegem cum arată figura. Acum, dacă autorul vă dă și figura... Da, dar le dă făcută, dar asta nu înseamnă că le atrage atenția că acolo e o piramidă triunghiulară. Da. E important să înțelegeți... Să citim la părinții, Timp de 2 ori, de 9 ori, până când înțelegem bine problema. Și după aceea, observația care a meritat foarte tare este asta, că volumul piramidei care e podul, este volumul sculpturii, volumul bazinului. Și atunci volumul corpului, întrece clădirii, e de fapt volumul cubului. Asta a fost super. Ca să nu mai pierdem timpul. Super. Da. Și în rest a trebuit să facem toate cele care s-au impus. Are laterală ce însemnat vopsim. Bazinul înseamnă că era laterala piramidei. Mai făcut așa, sigur că da. Toate acestea sunt informații care trebuie să rămână bine în mintea voastră. Mâine aveți de ce. Vreau neapărat. Nu, 5-10. Nu-i promășit. Nu mai repeșiți așa când vedeți o problemă sau un exercițiu. Gândiți-o mai un pic aici, de apă, și mai melodiți-o. Tot timpul v-am atras atenția. Tot timpul v-am atras atenția să aveți... Sunt niște lucruri esențiale pe care trebuie să le vedeți de la mine, că în afară de faptul că vă dau informații și discutăm aici, nu se zizați că încep ușor, ușor să vă ridic la nivelul unei discuții de astea colegiale. Este super. Adică vreau să ștergem bariera asta între profesor și elev. Ci punem părerea, vedem de ce, exact. Venim cu argumente. Nu așa, stai jos că n-ai dreptate. Pentru a vă câștiga încrederea. Ăsta este jocul care îl fac eu. Să vă câștigați încrederea în voi. Este esențial. După care, respectul pentru problemă. Că nu știi tu cât e de dificilă. Citesc o dată, de 2 ori și spun să fiu atent, pentru că trebuie să fiu o campanie. Să te înțeleg. Să te înțeleg problema pe tine, că doar cu tine duc bătălie acum. Eu știu câte fac. Am încredere că poți să să lucrezi problema asta. Te respect, uite că te citesc de 2-3 ori până când înțelegi bine. Așa. Fac acum legături cu toate informațiile pe care le știu. Practic cunoștințele din urmă și mă apuc de treabă. Încep să lucrez. Și altă chestiune. Facem probleme în ordinea accesibilității. Nu odată v-am spus. Nu odată v-am spus. Și dacă colega mea face nu știu ce probleme, eu fac pe alta, pentru că simt că am acces mai rapid la problema aceea. Mă duc, cultivarea încrederii și câștigarea încrederii se face dacă respectați așa. Încep rezolvarea în ordine la accesibilități. Că atunci intri în problemă și te simți bine. Mi-a subiectul de obicei. Analizat, nu subiectul, nu știu, să faceți băta, nu le ia mai mult de 50 minute. Deci 5 minute. Te-ai trecut pe vederea rapid și așa ai suficient de experiență. Știi, simți problemele, exact. Știi dificultatea. Asta mi se repește, asta nu mai întâlnă, mai analizez. Exact. O las la urmă pe ceva. Exact. Nu așa că și eu las. Da. O las la urmă. Ia spune, n-am timp să fac asta, să mai și analizez subiectul. Și de aceea, vă atrag atenția că vreau note de la 9,50 în sus. Bravo, domnul profesor Cristian. Adică cea mai mare 10 cu... Adică 9,50 nu înțelegi? Minim. 10,50 îți dă voi lucru. 10,50? Adică 10 cu imitare. Dar de ce? Deci că am și muncit. Hai să vedem. Chiar așa, chiar muncim în fiecare seară, că o oră jumătate, 2 ore, dă-i. Deci am depășit numărul de ore de la casă. Știți bine asta, nu v-ați făcut un calcul. Depășit numărul de ore de la casă. Păi ce înseamnă asta? Înseamnă că avem și obligația să spunem, da, stăm pe picioare noastre și putem. Și dați-mi voi să vă zic ceva, domnul profesor. Un coleg de-a lor a plecat un semestru ăsta de la ei în clasă și era cea mai prost de clasă. Mai slăbuț, mulțumesc. Bine, ce mai slăbuț? Eu una, 2 secunde. Ce mai s-a în clasă? Numai 5, 4, 3, mama era disperată, chemată la școală, e bază. Și s-au dus la București și au fost nevoiți să mute. A venit mami azi la mine la magazin și a zis, nu știu ce se întâmplă, copilul meu. Dar mi-am luat aminte de elevul ăla dumneavoastră care, ce ziceți de asta? Da. Și el era corigent. Copilul ăsta, acest Mihai, are acum 10 la matematică, 10 la română, 10 la engleză. Mama zice, s-a dus la școală și a zis, doamne, nu spărați. E nota copilului meu, sunteți sigură că i-a spus 10 și nu că va vorbi frumos, va lua cu copilul vorbește, e respectos, știe, cu, știți? Sunteți sigură că nu va vrăjit, va pleca până asta, nu ca știut? Ce dacă sunteți așa interesată? Este întrebată mama. Ce se întâmplă? Da, copilul a știut. Vorbește liber, se exprimă frumos, a știut, se duce și la engleză, doamnă. I-ați dat nota pentru că a știut? Da, primește același rezultat. Că dintr-odată copilul meu mai prost. Deci îmi dau seama că el vorbește, deci nu este stresat, se duce cu dragul la școală, se exprimă liber. Nu, că nu-s ca profesorii ăștia de unde am învățat, unde copilul chiar era... Acum vezi, Mirela. Deci trageți o concluzie, spuneți ce învățești. Acum, am ascultat cu multă atenție. Lucrurile stau așa. Fie că clasa unde era aici, colegă, colega voastră, voi îl simțeați pe el, nu? Ce mai bine se apreciază copiii între ei. Eu de aceea nu am mai căutat niciodată în oricare. Pentru că de fiecare dată am știut și mi-a fost clar, elevii se simt mult mai bine între ei, adică ei se apreciază, știu ierarhia perfectă. Noi ca profesori greșim, dar ei cel mai bine. Voi cum l-ați simțit la clasă, ca să vezi cum mamei mele? Cum îl simțeați? În discuțiile care discutați în clasă. Și când discutați voi între voi, așa îl simțeați că nu are nimic de spus? Adică... Ce subiect? Da. Dar e importanță. Discuții de asta. Am văzut nu știu ce film. Avea o părere, avea puncte de vedere. Avea personalitate. Da? Bun. Asta înseamnă că aici n-a avut nicio clipă posibilitatea să-și o manifeste. Să se exprime. Să... De ce? Era deja o idee preconcepută a întregului colectiv. Se mai întâmplă, din păcate, din partea profesorilor, ei își transmit mesajul unui altuia. La tine cum merge, la tine cum merge, la așa, așa. Și se formează o opinie. Uneori când se pun notele, profesorii mai obișnuiesc să uite și pe orizontal. Da? Se uite și pe orizontal. Eu v-am spus că apropo de engleză, nu știu niciun boabă de engleză. Cu clasă de-a 12. Când era la început, profesor, catalogul a făcut-o. Deci când am luat catalogul în mână și m-am pus acolo, nu știam să profesor de matematică. Eu am luat de profesor de engleză. Și așa am intrat acolo și am aruncat un catalogul mai la distanță pentru impresia artistică. Da. Așa. Și ei au amulțit, au văzut așa. Vă dați seama, și eu m-am umflat râsul, dar m-am absolut că am putut. M-am dus repede la catalog. Trebuia să strigat în engleză, trebuia discutat în engleză, trebuia nu știu ce, la 4 ani, așa. Și m-am uitat la cei mai buni și, sigur, după nota de la clasă, și mi-a zis, gata, tu, și ce puteai gândi? Prin semne mai mult. Și chestia asta era teroare foarte de apă, strecurată, adică, păi, se